În noaptea aceea, deși obosiți, am adormit la nevoie. Auzeam șuierând vântul. Uneori rafalele erau atât de puternice, încât ne era teamă să nu zmucească ferestrele din țățâni. Mai târziu am aflat că Chicago fusese poreclit The Windy City. Ne-a impresionat măreția sălbatică a lacului Michigan, pe țărmul căruia se construise șoseaua. Nu îi se vedeau marginile, iar culoarea vânătă și talazurile ne-au amintit de Marea Neagră. Din campus până în centru erau vreo 15 kilometri, dar am aflat, Chicago se întindea și spre sud, unde se afla universitatea, și spre nord. Noroc că trenul trecea aproape de campus și gara terminală era chiar în loop. Acestea sunt rânduri din jurnalul lui Mircea Eliade, scrise de marele savant în 1984. Pe când se afla la Chicago, pentru a fi sărbătorit cu toate onorurile academice și universitare. Ele rememorau întâmplări, senzații, evenimente din 1956, pe când Mircea Eliade preda la Chicago istoria religiilor la universitate. Cu aceste vorbe în minte, am ajuns la Chicago sperând, deșartă speranță, să pot aduna din gânduri și emoții acea stare de spirit distinctă și care înseamnă întâlnirea cu o lume. În vălmășagul de întâmplări, sub tăvălugul timpului, în decalajul mare de fus orar, această metropolă mi-a înghițit deopotrivă imaginația și emoția, supunându-mă la probe de adaptabilitate. Dar ce înseamnă adaptabilitate la Chicago? Am putea avea atâtea răspunsuri câți români sunt azi în comunitatea românească din Chicago, cam 40.000 de oameni, atât de diferiți, ca stare socială, reușită în materie de afaceri, motiv de emigrare și adaptare, în ultimă instanță, la ritmul și exigențele campioanei democrației, America. Dar asta e o altă poveste. Românii sunt o picătură în acest oraș enorm și celebru. Faima proastă a orașului Chicago a devenit de mult termen de comparație. Se spune adeseori ca în Chicago, adică periculos, riscant, nebunesc, malefic. Faima proastă a orașului Chicago e veche, de prin 1830, când era numit doar groapa cu noroi din prerii. Un loc unde se făcea comerț cu indienii, afaceri care prosperau vertiginos cu piei, puști, fete și whisky. Un oraș zgomotos și fanfaron, neobrăzat și dur, unde totul era posibil. Un oraș infernal. Situat la poarta noii frontiere a colonilor, mișunând de oameni din prerii și negustori de vite, de comercianți și prostituate. Un câmp magnetic pentru cartofori, sforari, escroci și bandiți. Azi, când contempli aceste artere aglomerate, acest Sears Tower, care e totuși cea mai înaltă clădire din lume, esplanadele elegante cu fântâni și vase de croazieră desenate parcă de un acuarelist cu minte, acest Lakeshore Drive însoțind cu aglomerația lui disciplinată coasta lacului Michigan, aceste căsuțe cu minți și cochete inspirând o atmosferă idilică și înstărită, mai că-ți vine greu să creezi povestea cu groapa din prerie. Chicago e supranumit orașul lui Al Capone, dar, sinceră să fiu, m-am ambiționat să nu vorbesc despre el. Au fost atâtea filme, atâtea imagini, scenarii și interpretări despre gangsterul american purtându-și blazat țigara în colțul gurii, încât încerc acum să fac un pas de distanțare față de tot ce înseamnă crima organizată, profesionistă și administrarea justiției penale. Nu, veți vedea fața limpede, curată și turistică, poate, a orașului de pe malul lacului, unde bate vântul și simți briza și ceața și aburul care vine de pe lac și în care, la ora amurgului, siluetele statuilor se desenează pictural pe cerul încărcat de smog. Enormul Chicago, orașul cu multe statui, orașul care își conservă impecabil trecutul, ba chiar achiziționează contrasume serioase trecut și de la alții, orașul cu parcuri, cu grădini și esplanade, cu Muzeul Științei și Industriei, cu vechiul Water Tower și cu celebrul planetariu, cu suburbii precum Woodfield Area, O'Hare Area sau Oak Brook sau Hinsdale, unele din ele îngrozitori de exclusiviste, orașul cu multe și renumite universități, cu o lume culturală și științifică foarte distinsă, cu mulți studenți și campusuri universitare, orașul cu afaceri prospere, oarecum mândru de sine însuși, oarecum sigur pe sine. Cu harta în mână,
pe aceste bulevarde și străzi perpendiculare, logice și foarte organizate. Ai sentimentul că nu te poți rătăci, că totul e bine organizat și sub control. Pornești din Lincoln Park spre Fullerton, ori pe Webster, ori spre Diversey. Totul e perfect logic, îți repeți, în furnicarul cel logic nu te poți rătăci. Seamănă puțin cu logica de la New York, același desen foarte corect al străzilor, același stil de paralele și perpendiculare, numai că acolo poartă numere. Îți pui în gând și cu grijă, să nu spui asta cu voce tare, fiindcă, în general, locuitorilor Chicago-ului nu le place New York-ul și, în general, niciun oraș american nu le inspiră atâta ordine, prosperitate și siguranță ca Chicago. Da, te poți opri oriunde și oricând și poți continua oricât, hălăduind pe nesfârșită hartă acestui oraș cu peste 3 milioane de locuitori. Pornind din ceea ce localnicii numesc The Loop, Downtown, centrul financiar și comercial, numit așa din pricină că e a idoma unui inel de căi ferate suspendate, pasaje și pasarele, ești tentat să străbați Grand Park între Michigan Avenue și Lac, acolo unde sunt punctele care forfotesc de turiști. De foarte multe ori, turiști americani, veniți să viziteze Muzeul de Istorie Naturală, Aquarium sau Albert Planetarium, veniți să facă o călătorie pe Chicago River, să cânte și să danseze într-un restaurant etnic, cum se zice, sau să se uite cu binoclu încântat de peisaj de pe vaporul care despică apele lacului Michigan. Și tot magnetic atrag locurile care au în ele un pic de istorie. Puținele locuri vechi, pentru că Chicago a fost devorată de incendii, precum cel din 1871, de pe urma cărora au scăpat puține clădiri. De pildă, la capătul lui Magnificent Mile, unde se întâlnesc Michigan și Chicago Avenues, acel Water Tower, atât de adorat pentru că înseamnă istorie. Orice locuitor al Chicago-ului te va îndrepta cu mândrie spre câteva sculpturi care sunt un fel de blazon de noblețe, chiar dacă nu știe exact cine e autorul sau ce reprezintă acea operă de artă.